Sunt Laura Bre, bine v-am regăsit la rubrica de evenimente. Prin Bursa Talentelor, Fundația Comunitară Oradea încurajează performanța tuturor celor înscriși într-o formă de învățământ și care dezvoltă sau vor să dezvolte proiecte ce au ca scop realizarea unor produse inovatoare, articole sau cărți, participarea la competiții și care aduc un plus de valoare comunității bihorene. Fundația Comunitară urmărește acordarea a 10 burse în valoare totală de 45.000 de lei, adică 4.500 de lei pentru o bursă. Ne spun mai multe invitatele mele, Roxana Trifa și Claudia Abrudan. Bine ați venit! Bună seara! Bine v-am găsit! Este a treia ediție a Bursei Talentelor. Înseamnă că au avut succes celelalte burse. Da, au avut succes. La celelalte două ediții am avut niște proiecte foarte bune care s-au implementat cu succes. Toți cei care au aplicat au și urmărit implementarea proiectelor. Și asta... noi suntem mulțumiți, de-aia am și ajuns la a treia ediție deja. Asta înseamnă că vă așteptați poate și la o participare din ce în ce mai mare pentru ediția din acest an. Ne dorim să acordăm 10 burse anul acesta și sperăm să primim proiecte de calitate, proiecte cu un impact pentru comunitatea noastră și vrem să vedem tineri ambițioși pe care îi provocăm să pună pe hârtie ideile pe care le au și le vom oferi susținere și sprijin, astfel încât aceste idei să devină realitate. Să înțeleg că încurajați exact acest lucru, inovația în rândul mai ales al tinerilor. Deci da. E acolo un nucleu pe care ați vrea să-l dezvoltați. Da, exact. Bursa Talentelor, cam despre asta este vorba, despre proiecte inovative care aduc un plus de valoare în comunitate. E cam greu să spunem în ce domenii dăm finanțări, în sensul că dăm într-un domeniu, într-un cadru foarte larg de domenii. Asta e și un avantaj pentru cei care se vor înscrie, adică vor avea șansa ca, indiferent de ce îi pasionează sau de ce studiază, să aibă șansa să ia bani. Da, proiectele pot să fie din domeniul științelor exacte, din domeniul științelor umane, arte, sport, dar practic orice alt fel de proiect poate să fie acceptat. Noi dăm doar niște exemple. Ca și vârstă de participanți? Bursa Talentelor se adresează tuturor celor înrolați într-o formă de învățământ. Deci vorbim despre elevi, studenți, masteranți, doctoranți, atâta timp cât proiectul pe care ei îl concep este destinat aducerii unui plus de valoare în comunitatea noastră, proiectele au șanse să fie alese. Din punct de vedere al celor care scriu, a tinerilor, mai oferiți acel sprijin? Că sunt mulți care au întrebări, care nu au mai scris poate niciodată un proiect și aici mă refer la cei foarte tineri. Da, cu siguranță oferim suport și chiar îi încurajăm să ne sune, să ne pună întrebări înainte de a începe să scrie proiectele, pentru că putem să le oferim ajutor și astfel să nu scrie degeaba un proiect, pentru că ia timp și efort să scrie un proiect și e mai bine să ne contacteze înainte ca să ne consultăm, să înțelegem cu ce proiect vor să aplice, dacă se potrivește pentru Bursa Talentelor, cum trebuie scris proiectul și așa mai departe. Pe site-ul fundației găsesc informații, numărul de telefon al Roxanei și adresa ei de e-mail. Deci tu ești responsabilă cu tot ce înseamnă informații prețioase, mai ales că știu că în anii trecuți au fost câteva proiecte sau idei bune, dar însă care nu au fost scrise așa cum trebuiau pentru ca jurul să înțeleagă ce se dorește în proiectul respectiv. Exact, da, anul trecut am avut câteva proiecte care într-adevăr nu erau foarte bine scrise, de aceea am și pus un interviu înainte ca juriul să vadă proiectele, ca să cunoaștem bursierii, pentru că chiar dacă m-am încurajat informarea înainte de aplicare, mulți au aplicat fără ca noi să știm și poate au aplicat la data limită, nu am mai apucat să-i sunăm să refacă proiectul. Startul. Exact. Eu vă doresc și cazul proiectului bihor.eu, da, care au aplicat acum 2 ani, au fost respinși și în anul următor au venit cu elan și cu ambiție și ne-au convins să le oferim finanțarea. Eu vă doresc succes să fie cât mai multe Mulțumim. Proiecte finanțate. Mulțumim, tare. Mulțumim. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Pe curând! Toți oamenii au un talent. Dacă nu îți folosești talentul, e ca și cum ai jongla pe motocicletă.
lasă și pe alții să guste din talentul tău.